Salut cu voioșie, veselo, verișorească, dragi prieteni, din ciclul postărilor mele, ce mai facem pe la țară, iată cea mai nouă. Mă sună vecinul Titirel și zice, Vere, te rog frumos, ajută-mă, ia-ți o găleată, mai am eu vreo 10, adun 10 vecini, trebuie să scoatem apa din piscină, pentru că a picat un pește beat și a murit înecat și o apă trebuie să o scot afară. Zic, ce să facem? Să scoatem apa din piscină, că a picat un pește și a murit înecat. Și să scoatem apa din piscină? Da, cu ce? Cu găleata. Cu găleata, du-te mă de aici. Nu știi că am o relație bună cu cei de la Ruris? Și i-am adus balaurul ăsta cu 7 cai putere MP50 de la Ruris. I-am spus, atenție mare, are o putere de aspirare maximă de 48 de metri cub pe oră. Deci într-o oră, tu, Titirel, ar trebui să nu mai ai pic de apă în șteoana asta. Consum relativ bun, 1,7-1,8 litri la oră, deci eu zic să încercăm să-i dăm drumul, să vedem dacă Titirel mai are apă într-o oră. I-am dat contactul, tragem șocul și dăm la demarar. Hai după mie să vedem cascada de curgere! Viața mea, pompier m-a făcut mama. Are dreptate, deci nu mai are apă într-o oră. Inundație face. Mi-am dat seama și am văzut că merge. Facem prelungire și o ducem la canal. Oameni buni, gândindu-mă eu așa, că avem o relație de prietenie și de verișoreală, că v-ar putea folosi această informație despre MP50 motopompa de la Ruris, am zis, hai să fac o postare și să vă spun, să vă arăt, pentru că poate aveți nevoie de ea. Pentru că e și în viață, că așa e în viață, zici mereu, nimic nu te enervează dacă pompa ta pompează, nu?